cuplul care sparge gheața în această săptămână îi va lăsa pe mulți dintre voi muți de uimire. Bună, numele meu este Nedelea Denisa. Salut, numele meu este Cătălin Movileanu. Și împreună vrem să fim familia Movileanu. În prezent, îndrăgostiți lulea, în trecut adversari de temut, Denisa și Cătălin s-au cunoscut în show-ul matrimonial Mireasă pentru fiul meu, unde au avut nenumărate conflicte. Am dat uitării ce s-a întâmplat între mine și Cătălin. Luați animalul ăsta de lângă mine, vă rog. Urât faci când ești refuzat. Tu ești nasol tot, Movileanu. Mare n-a fost surprinderea când Cătălin a apelat la emisiune pentru a-l ajuta să-și organizeze nunta de vis alături de iubita lui Denisa. După cum știți, Denisa m-a invitat toate la un suc. Și să ieșim și la o cafea în centru vechi. De ce nu ești invitata mea? Și a spus pe post că a refuzat-o. Eu, unul, n-aș fi spus niciodată asta. Iar, la un moment dat, a reapărut în București. Mi-a trimis un mesaj vocal în care spunea că dacă am timp, ea este cu niște prieteni și să ne vedem. E, de acolo a început povestea noastră. Pentru că am zis, de ce nu? O să câștigi foarte mult în viață cu atitudinea asta. Dar nu e problema ta, ți-am explicat. Păi da, dar ne afectează în pănuri toți. Se pare că eu caut un bărbat ca tine sau vreau unul ca tine să mă intereseze părerea ta? Cum? Păi scuză-mă, nu mi-aș da nici mucii pe tine, stai calm. Deci ei au fost dușmani de moarte înainte și acum iată împreună. Am dat uitării ce s-a întâmplat între mine și Cătălin și am descoperit că este mult mai înțelegător, în primul rând, și a schimbat puțin atitudinea față de mine. Prost ești, bă, că n-am ce să zic. Ești prost făcut grămadă. Cum? Cum la un moment dat să nu ești cu o fată care, până la urma urmei, îți caută atenția? Mai ales când a postat pe o rețea de socializare niște clipuri amuzante cu noi doi. Unde eram și tăguit. Tu te uiți, mă, puțin la fața ta? Doamne, mâncați-și gura ta. Păi eu ți-aș da bani să nu te mai văd, mă. Am descoperit o tipă sensibilă. M-am identificat cu anumite chestiuni despre noi. Bordel. Stai, voi. Și uite așa, ușor, ușor, am ajuns aici. Unde aici? La căsătorie. E, s-a certificat, domnule. De la ură la dragoste nu-i decât un pas. Dar știți că și inversiv valabil, nu? Momentan, nu știe nimeni de alegerea pe care noi am luat-o. Eu, personal, am foarte mari emoții în privința mamei mele, în privința mamei lui Cătălin. Nu știu cum or să reacționeze, dar eu sper să fie bucuros și să ne fie alături. Păi, tată, stai cu minte, că ai să vezi tu și peste 30 de ani, la fel ai să fii. Va fi un șoc cu siguranță pentru cei apropiați mie și, de ce nu, publicului. Pentru că cine ar fi crezut că se va întâmpla ce s-a întâmplat? La noi lucrurile sunt ușor diferite față de cum tot îți impune societatea din ce în ce să le faci. Noi nu trebuie să păstrăm normele societății. Noi suntem și facem cum simțim. Prin urmare, și cererea a fost la fel. O discuție. Care, nu de alta, dar s-a terminat emoționat. Dar până la urmă să știți că vă potriviți. Moșul și cu tinerica. Bătrânelul cu tinerica. Păcat că moșul n-are la mele! Am fost foarte emoționată și foarte surprinsă de alegerea pe care Cătălin a luat-o. Pentru mine Denisa este special. De ce? Orică n-am destul de experiență în ceea ce privește damele. Mă, aveai tu, gagi, păi cred că tu n-ai văzut femeie în viața ta, mă. Habar n-ai cum arată. Nici la alea care le plătești nu te primesc. Însă, faptul că cineva știe ce vrea este foarte important pentru mine. Iar cu această chestiune, Denisa m-a cucerit. Pur și simplu. O să mori bătrân singur. Du-te, frate, mă, de aici una alta... Că tu nu o să ai femeie în viața ta, pe bune. Tu o să mori cine să singur înțelegi? În baie. Măcar dacă domnul singur. Băi, dar unde sunt, mă, bărbații? Băi? Ai, frate, du-te. Mă, doar te-am rugat pe tine să eu fac furie cine, de la asta. Păi tu nu te uiți, mă, la tine? Cine dracu te ia pe tine? Ai nebunii la cap? Păi tu mai întâi ca să te ia o femeie pe tine, tu trebuie să arăți, să dovedești niște chestii, să ai să-i... Cui, mă, doar să ca tine? Păi tu ești bun, ești... Bă, e bine țara asta ca mine, mă, care vizează. Auzi? Am descoperit un alt Cătălin, mult, mult mai interesant. Un Cătălin răbdător, un bărbat inteligent și foarte matur în gândire.
Și asta mi-a plăcut. Genul tău văd ca o doamnă la birou sau o profesoară de ceva, la un liceu. Dar dansatoare, gen de ăsta, nu? Nu. Eu îmi petrec foarte mult timp în sala de dans. Dacă în trecut meseria Denisei îi desplăcea lui Cătălin, acum se pare că e întru totul de acord. Până la urmă, poate... Nu mă deranjează meseria pe care o are Cătălin, dimpotrivă, cred că am multe de învățat de la el. Dar haideți să vedem unde își petrece Cătălin cea mai mare parte a timpului când nu este alături de Denisa. Eu de profesie sunt trainer-psiholog, iar pe lângă workshop-urile de dezvoltare personală, țin și anumite ședințe de consiliere psihologică, în care oamenii încearcă să afle diverse răspunsuri, iar eu fac tot ce îmi stă în putință să-i ajut. Am asistat și noi la o ședință de terapie alături de Cătălin. Este foarte important, în primul rând, să fii sincer cu tine, pentru că doar așa ajungem amândoi unde ne dorim, și anume tu să nu mai ai această teamă de singurătate. Pentru că știi cum se întâmplă, orice temere pe care o avem, ne face să ne simțim inconfortabil și chiar atragem prin această teamă noastră ceea ce nu ne dorim, în cauză singurătate. De muncit muncesc, de iubit se iubesc, dar cât de pregătiți sunt pentru a deveni soț și soție? Eu cred că sunt pregătită. Dacă nu sunt 100%, cu siguranță, așa cum am spus, am multe de învățat de la Cătălin și împreună ne putem completa și putem fi pregătiți pentru o viață de familie. Cine cu adevărat este pregătit? Viața de familie însăși te pregătește. Și, prin urmare, vom afla. Mi-aș mai dori tare mult ca culoarea predominantă de la nuntă să fie mov. Oare o fi mov de la Mobilianu? Abar n-am. Pentru mine, nunta perfectă este una care să nu fie cu bătaie de cap. Deci, prin urmare, nuntă cu scântei.